Moș Nicolae a venit mai devreme și le-a adus bucurie unor copii dintr-un sat maramureșan. Două fetițe de 8, respectiv 10 ani și un băiețel de 6 ani au primit dulciuri, jucării și haine de la polițiștii și jurnaliștii din Maramureș. Au fost momente de bucurie pentru trei copii din satul Mesteacă în județul Maramureș. Micuții, care au rămas doar în grija tatălui după ce mama lor a murit în urma unei boli crunte, au primit daruri de Moș Nicolae de la polițiștii și jurnaliștii maramureșeni. Sunt Denis, am 6 ani, îmi doresc un stivuitor și tractor cu lemne. Cu drag, Denis. Sunt convinsă că, moșul o să vadă scrisoarea ta. Polițiștii maramureșeni s-au hotărât să-l ajute pe Moș Nicolae și au venit în sprijinul acestei familii greu încercate din Mesteacăn. Totul a fost posibil cu sprijinul preotului paroh din satul Mesteacăn. Pentru fiecare dintre noi, postul acesta este al bucuriei, al speranței, al dragostei și al dăruirii. Pentru că dar din dar se face rai. Împreună cu dumneavoastră, cei care ați deschis astăzi ușa familiei Frâncadi, împreună cu copila și Adina, Denisa și Denis, ați făcut un pic de zâmbet pe fața lor, aducându-le darul. Tatăl copiilor muncește zi de zi pentru a le putea oferi un adăpost, o masă caldă și educație. Am rămas văduv, din păcate, cu trei copilași, e foarte greu și mergem înainte. Nu ne-am așteptat la așa ceva, mulțumim domnilor polițiști, mulțumim domnului părinte pentru sprijinul acordat și ajutorul și Doamne ajută și sănătate să dea Dumnezeu. Acum copiii l-așteaptă și pe Moș Crăciun. Toți cei care vor să-i ajute pot să facă donații prin intermediul parohiei ortodoxe Mesteacăn.